Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, după cum vedeți și din titlu, titlul sper că văd eu ce titlu pun, că eu n-am habar ce titlu o să pun la clipul ăsta, că eu nu sunt genul ăla băgnesc întâi la titlu și apoi fac video. În fine, astăzi o să vă prezint un mod super mișto pe GTA și să nu mă puneți să vă zic în comentarii cum am făcut asta, că nici eu n-am habar. Deci de jumătate de zi mă chinui să instalez chestia asta, n-am instalat-o bine, dar măcar... Aici ce trebuie, fiți antena aici, hai să vă arăt. Deci, îl avem aici pe CJ. Cu toți îl știm pe CJ. Chel, negru, slăbuț, cum ne place. Apăsă, și fiți atenți, apăs pe lângă chestia pe care l-am instalat. Documentați-vă voi, că eu de-abia m-am descurcat să fac chestia asta. Așa. Bun. Space. Și... Nu asta. Ok. Nu asta am vrut să fac, stai. Dracu, nu așa era. F. Shift, așa. Gat. Avem aici și pe Codrin. Da, după cum ați văzut, nu știu când dracu am băgat să fie în locul lui Sweet Codrin, dar am găsit chestia asta cu care pot să-mi pun skin-uri. Uite bikerul. Ce faci, mă, bikere? Hai dă-te la o parte. Original skin-ul ăsta e pentru Samp, dar am zis hai să folosesc și la single player. Mai căutasem eu să pun niște skin-uri pe bala și pe polițiști, însă nu prea mă pricep. A, de când m-am mai plimbat pe aici. Hai, dă-te jos din mașină. Uite, tu, hai. Jos de aici. Ia direct și un pumn în gură. Oricum, continuul ăsta este cam slab. De fapt, că vedeți mai bine cam așa arată acum, că a slăbit. Deci skin-ul ăsta este la zi, Codrin. Hai, dați să vă luau parte bala și tâmpiți. M-am suit cu mașina, păi nici n-am mai putut să trec. Bun, hai să merem în Grove Street. Facem și o misiune așa să vă prezint o leacă skin-ul ăsta. Mă uitam pe ăla, pe GTA Insight și am dat la mods, parcă. Și ca other character sau ceva genul. Hai să iau ăsta de aici. Box-ul ăsta, le dau pumnii în gură. Bun, și am găsit acolo, bă, uitam pe la... Astea, pe la caracter ce erau pe acolo, că văzusem la Radal, dacă știți. Aveam modurile... Na, vedeți, în casino nu mai este... Nu mai este Codrin, este normal așa. E, măcar aici însă Codrin. În fine. Mă uitam pe acolo la modele, cum am văzut la Radal, că faci clipuri de genul, am zis, hai să încerc și eu ceva asemănător, dar nu mi-a ieșit. Și am zis, ia uite, am văzut Codrin și am zis, mamă, Codrin, pe GTA, ce mișto, hai să-l instalez. Aici apare, ia uite, doi Codrin, că de ce nu? În fine. Am reușit eu cumva să bag fișierul ăsta cu Codrin, l-am băgat în locul lui Sweet, acum am Codrin la pătar, dar nu-i bai. Dar măcar avem pe Codrin aici pe GTA. Așa că, care se pricepe să mă învețe să instalez moduri pe GTA, să-mi lase naibii un comentariu, să mă contacteze pe Discord, să mă înveți acolo cum să instalez multe chestii, ca și faci niște GTA-uri de-astea modate, cum am făcut și pe GTA 5 anul trecut, dacă mai știți. Când am instalat mașinile alea românești, Logan, Duster, 1310, ce am instalat pe acolo. Hai mă, lasă-mă în pace, bala stupid. O mut pe fata. Nici nu pot să mă dau jos la el. A, iau înainte că mă prinde balasul. Nici nu știu coadele. Mă rog, știam unul dintr-un vers de la Codrin. Ăla cu aici băgăm un Hesuian, dar nu joc cu coduri Hammurabi. Wasted. Nici bă că nu mai apare animația aia când îmi iau Wasted. Acum a dat la spital. Mereu am detestat partea asta cum mă fugărește balasul ăla. Eu n-am armă și eu trebuie să merg pe bicicletă. Apăs acolo, s-a auzit și pe filmare. Apăsam pe W. Da, degeaba. Dacă parcă nu-i chiar așa slab Codrin, cum trebuie. Da, că mă dă la spital aici, că mă împușcă bala și... Hai mă, că am aici și eu cu ăsta, bun. Și suntem aici pe prin Los Santos. Nu dau seama ce spital este.
Am partea aia, parcă e primăria. A, uite și amination-ul. A, lor nu știam că e spital, nu știam pe la ultima din partea aia. În fine, ia mă, mere, Heso, ia mă. Heso, nu. Heso, ia mă. Îmi dă și arme. Ok, dar arme văd că nu mi-a dat. Ce dracu era? Ia. Nutter Tools. Ăla era pe Vice City. Give USA Tank. Pe GTA 3 ăsta. Guns, guns, guns. Tot pe GTA 3. Cu drum mai erau. Panzer, panzer, panzer. Oh. Hey, ladies. Nici asta. Da, nu știu coadele pe San Andreas, mă scuzați. În fine, da, măcar îl avem aici pe codrinea nostru. Hai că oricum am o salvare aici. Îl dau direct aici când merg cu Rider la Freezer. A, dar trebuie să-l schimb iarăși. Deci Q. Acum, așa. Face. Dau la suite. Nu știu cum dracul l-am pus pe suite. Nu mă las la înjurături că nu știu să vă explic. Shift. Așa. Bun, avem aici skill-ul de codrin. Chestia asta știu că e utilă pentru Samp. Deci dacă jucați Samp, căutați și voi pe GTA Inside acolo Codrin Bradea, fă-dă skill-ul ăsta. Și... da, l-aveți pe Samp. Chestia ce am apăsat eu cu Tab și Q e că am mai luat un alt programel cu care îmi pun eu skinurile altora. Și nu știu cum dracu am pus skinul de pe Codrin pe Switch. Mă rog, știu cum l-am pus, nu mergea să pun pe CG, l-am lăsat pe Switch. Și schimb din chestia asta, îmi dea skinul lui Switch, care practic e skinul lui Codrin. Da, ați înțeles tot, știu. Hai, skip, 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 dă-te jos de aici. Hai să ne, când merem la Freezer, arătăm ca și Codrin. Momentan, da. Bă, dar ce față are Codrin, să-mi bat picioarele. Da, toți CG sunt. Hai să-mi iau... cu barbă. Hashtag barbă. Cred că mai bine o să caut pe GTA 5 sau dacă sunt skin-uri de-astea e Codrin. A, nimă că acum este normal CJ, CJ Codrin. Da, pe unde îi cheamă cu că? Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Acum merg la pizzerie. Lui Codrin i-ar plăcea să meargă acolo, chiar dacă încerc să apuca de sport, tot bagă în el pizza la greu. Da, mai acolo pe fundal și un negru care face sport. You don't know you will lose weight. Așa, bun, da. Hai mă că știu chestiile astea. Mă, ăștia de la Rockstar când au făcut jocul nu s-au gândit că... că playerii vor juca... lumea va juca GTA-ul ăsta și peste 15 ani. Dar chiar mare 15 ani jocul ăsta. Acum mi-am dat seama. Ce tare. Bun, hai să luăm o pizza de aici. Asta fiind Codrin, luăm cea mai scumpă pizza. Stai așa, shift. Dacă vine acum Rider, aici trebuie să-l pun pe Echo. Bă, deci, dacă vede ăla care a făcut modul, îl felicit. A putut să-l facă pe Codrin, cu tot cu texturile astea de GTA San Andreas. Seamănă. Ar putea să fac parodii cu chestia asta. Ar fi idee. Same old CJ. Straight Buster. Acum eu aș fi sweet că eu am pistol. Bun, și acum să fac ce făceam mereu. Asta vine cu shotgun după mine, dar eu o să-i fac asta fraierului. Hai, vino încoace. Dă încoace shotgun-ul, hai că suntem tare acum. Ce mă, eu nu mor, mare brânză, ce a venit să-mi zic. Mă, dar ce diferență mare între GTA 4 și GTA San Andreas. Deci GTA 5 nici nu mai e nevoie să zic. Oricum, mișto și GTA-urile astea din universul 3D, însă... parcă e altă plăcere când le vezi în HD. Na, acum nu contează doar... sau camioanele pe stradă. Acum nu contează doar graficile la jocuri, contează și gameplay-ul, dar... alta e când vezi că omul e texturat ca lumea. Așa e ca și cum ai spune că FIFA 98 e mai bun ca FIFA 18 sau 19, ce dracu a apărut.
Hai că am făcut și o misiune, ia să salvăm. Da, să văd, dacă salvez, rămân Codrin, să iar trebuie să schimb caracterul. Hai, mai băgăm o salvare, bun, m-a lăsat ca și Codrin. Ce cară Codrin shotgun-ul acolo. Cum e falul Codrin mâinile. Am apăsat și caps lock. Bun, hai să mergem și până la suite ca să avem acum porție dublă de Codrini. Ca ținul ăsta arată normal. Da, acum ia uite câți de Codrini. Bun, hai să ne dăm cu spray. Codrin, îl ia pe Codrin. Avea Codrin un clip în care gen, își se tot schimbau gen. Ce faci dacă tu o să mori? Și face ca și cum moare. Și face... Aburi bă, bă, aduceți-o Codrin. Dar stai mă șeful că vine acum. Poc, sare în pat. Mă scuzați dacă o să fiu emoționat, e prima dată când fac asta. Hai că dau și cu niște spray-uri. Trag și în cap la niște polițai după aia. Și închei și clipul. Nu vreau să iasă prea lung, n-am nici chiar să editez. Că la cât am stat eu să instalez căcatul ăsta de... De fapt, nu chiar un căcat de sim, că e cod... Mă rog, hater iar spune același lucru. Da. Deci la ta, m-am chinuit să fac chestia asta, nu mai am niciun chef să mai instalez altul, să mai și editez, să fac un edit fain. Dacă e care avea întrebări care se pricepe la instalat moduri, să mă anunțe, să mă contacteze pe Discord, aveți serverul în descriere. Și facem noi acolo niște... Să mă învețe pe mine acolo cum naiba se utilizează modurile pe jocul ăsta și fac eu montaje de alea faine. Cum face Radal. Dacă nu știți pe Radal, căutați pe YouTube. Exact așa cum am zis. Radal. E austriac, dar face niște edituri geniale. La el am văzut... era să dreaptă, Balos. Dar nici nu am... Ai, că am luat pe unul doar. Dar nici nu... Ce vreau să zic. Tot de la Radal am văzut modul ăla de PUBG San Andreas, care chiar e mișto, chiar dacă mă enervează la cap sistemul meu prost de tragere. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Mă dracu, m-a pornit mașina acolo cu nefii nimeni la volan. Da, să treacă milițianul că i-au wanted, că de că dau cu spray pe pereți. Că pe aia care au dat așa, îi am amendat. Acum îți bală și ei acolo. Dar taci odată, câine tâmpit. E bine, Codrin, poate să... What the fuck? Ia luați cu spray. Hai. Dă-te cu spray că puți. Deja trage bine cu pistolul. Lasă-mă în pace, polițai corupt. Poate vrei acum în curs să te fut. Hai, opa, facem și niște parcur. Haide, urcă. Bă, și-a făcut... Anul ăsta face joc cu 15 ani. Mi se pare că în septembrie e ziua citeaului. 15 ani are jocul ăsta, frate, și lumea încă-l joacă. Și multiplayer, și story. O vadă că au făcut treabă bună Rockstar. Deși mie îmi place mai mult GTA 4, la capitolul story, la multiplayer. Singurul multiplayer de ăsta, GTA pe care joc, e F5-ul. Dă-te cu spray căpuți. A fugit milițianul. Hai, margi dracu acasă, muie garda, dă-te mă la o parte. Nu aici era scurtătura aia? Ba da, hai pe scurtătură. Nu aici era... Mai în spate că crezi zidul ăla care se rupe mereu. Da taci odată! Ar trebui să-i bag, să fi băgat așa. V-Smoke să fie... Dracu și ăsta Roberto sau... Ar fi o idee. Oricum, dacă jucați Samp, o să vă fie foarte util modul ăsta. Că zice așa acolo, mod de Samp. Deși nu cred că e mai diferență. În fine, am și eu niște gloanțe, hai că am. Dă-te fă cu spray căpuți. Dă-te fă cu spray. Așa. Iar sună telefonul.
Carl, it's Officer Hernandez. Ce vrei, mă, Hernandez? Ia mai vreun polițist să fac niște lume pe stradă. Hai, mă, vine niciun polițist. Nici nu vine poliția, uite acolo. Hai, mă, hai. A doua ante doar la nouă. Ai venit, mă, polițiști corupți? Aia dă motorul încoace. Oleu, ce căldură este în asfalt aici. Adică totuși, na, e Los Angeles. Hai, mă, unde sunteți polițiștilor? Veniți încoace la Codrin. Bazuca vine pe voi. Cum am, modelul ăsta e Codrin. Are mai multe haine, outfit-uri. Am văzut cu tricou cu bazuca, tricou cu Wu-Tang. Ce mai are Codrin în clipuri? Mă, mai e vreun șmecher pe aici? Mai fac așa asta, bă. Pistolul încărcat, că nu mai trec, că nu pot să-i dau reload ca pe alea mai noi. Cum dracu vrea, bă, să dau jos ăsta pe elicopterul? Aaaa, ce m-a luat ăsta. O fiu are moduri cu sistem de cover? Dar că veni și balasul ăla pe mine. Că dracu m-a tras și elicopterul. Da. Da, ăsta e modul de Codrin pe GTA. De la spital, că de ce nu, că trebuie să-l zic, că deși... Cu oricine știe de chestia asta. Hai, mă, lasă-mă să plec de aici. Da, mă rog. Ăsta a fost și clipul. Ce dracu face, mă, aleargă polițistul, motociclistul, ce dracu-i face? Ok, bă, că s-a repezit un pic în ea și atât. Mă, e poliția, hai, jos. E luat de motociclist, firie al drept. Pistol nu știu, ba da, uite bă, că dă pistol. A ta dracu, curvă. Stai cu mâna șor și dai cu pistolul în mine. Da, n-am ce face, mă puși cu poliția. În loc să fac editor, fain, stai și mă puși cu poliția. Mi-a zis o dată careva că este un bug pe San Andreas în care te trimite în Vice City sau ceva de genul. Ia mă, mă nimerești ăsta, hai, trage-mă dacă ești tare. Bă, că-l mă pe lângă. Serios, nu mă nimerește? Acum mi-a dat un glon, sunt la 7 metri de și nu mă nimerește. Bă, și e Codrin, te mai animalul și tu nu ești ăsta să nimerești? Da, bine, văd că nici nu trag prea bine. Ia de aici, balasule. L-am și nimerit să zici că... Dar măcar mai departe. Da, în fine. Cam acesta a fost și clipul. Sper că v-a plăcut. Ăsta a fost modul de GTA. Mă, deja am făcut 20 de minute când am filmat. O, ce repede trece timpul. În fine, cam ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Cine știe să mă învețe cum să instalez modul pe GTA. Să mă contacteze pe Discord, că stem bel. M-am descurcat pe GTA 5, dar pe ăsta nu. E joc mai vechi. În fine, hai. Ciao les tuturor.